Zonele pe unde vin lipite electrozii. Da, să minte, dumneavoastră încercați să vă relaxați, da? Astfel încât să facă aderență și să avem semnale corecte pe calculator. Să vedeți ce fac, ce manevră face și ce a înregistrat, da? Ceea ce vedeți ca traseu acolo, de fapt exprimă ceea ce se face aici, da? Da, urmărim calculator în timp real. Apneile, adică pauzele în respirație. Apneile considerată lipsa fluxului respirator mai mult de 10 secunde. Electrocardiogramă foarte important, să vină pacientul la noi și ne spun că n-a dat tratamentul primit de cardiolog. Și atunci problema cardiacă poate fi o consecință a sindromului de apnee. Așa. Și mai important, senzor de poziție și ne arată cum doarme, pe ce parte doarme pacientul și pe ce parte are evenimente. Asta. Punem întâi saturometrul. Asta ne arată de fapt cum suferă organismul și faptul că nu e oxigenat organismul cum trebuie. Și vine aici. Monitorizarea durează toată noaptea, pentru că sunt și medicul care face interpretarea, îi vede stadiile somnului, după anume unde, că s-a demonstrat asta, știm. Și odată cu descoperirea electroencefalogramei, îmi place mie să spun asta, din 1924, de un neamț, Hans Werther îl cheamă, și s-a demonstrat cum creierul are activitate electrică, da? Deci el nu doarme niciodată, nu se odihnește niciodată. Într-o codin să-i dăm cât de cât confort pacientului, deci nu vă imaginați că rămâne așa. Certurile astea foarte importante ne arată tipul sindromului de apnee în somn. Adică sindromul poate fi obstructiv, da, ce ține de natură ORL, poate fi mixt și central. Foarte importante sunt aceste centuri care ne arată efortul respirator toracic și abdominal. Noi le punem acum la vedere, da. Și întrebăm pacientul pe ce parte doarme, ca să punem pe partea opusă somnului. Noi spunem că pe dreapta, da? Da? Și vedeți, plus este o cameră, o videocameră, da? Asta care e chiar aici. Se duce pe perna lui și vedem, vede tot timpul. Să-i adun așa, să fie drăguț și domnul tătar. Nu intre în cameră. Domnul tătar, trebuie să fiți drăguț. Pot să vă bag? Da. Drum de apnee în somn moderat și sever, ei nu intră în stadiul REM, adică în somnul cu vise. Mai sus pe perna un pic. Așa, să vă vedem și noi mai bine. Deci asta este o înregistrare de noapte.